Altar la toată lumea. Stefan aici, de la proiecte diverse DIY. După cum spune și titlul de sus după foaie. Pe care îl vedeți scris cu scrisul meu mirific. Vom vorbi în filmulețul ăsta, sper și de conectarea led în serie și în paralel. Și să vă explic și care e treaba cu disiparea puterii pe rezistor. Foarte important fac filmulețul ăsta, mi l-a cerut un subscriber care a încercat să conecteze niște LED-uri într-o carcasă de calculator și le-a conectat, nu știu dacă serie, paralel, nu mai contează, dar eu vreau să le fac pe amândouă în același filmuleț. Le-a conectat direct la 12 V. Sursa de calculator are o ieșire de 12, una de 5 și una de 3,3, pare mi se, sau exact de 3 V. și pe toate s-au ars. De ce s-au ars? Pentru că pe fiecare, deci pe LED, da? cum este nenea LED-ul ăsta, trebuie limitat curentul. Cu ce limităm curentul? Cu una bucată rezistență, în funcție de ce putere are LED-ul respectiv. Astea sunt rezistențele. Vă arăt și una mai de aproape. Astea sunt rezistențe de Uh, 1 pe 4 W, 0,25 W, da? Ok. Uh, facem o schemuță repede. Uh, conectarea led în serie la curent continuu, da? Avem aici una bucată rezistență, da? Cu care începem circuitul. Și si, fiind în serie, haideți să desenăm trei ledulețe. Nu prea este bun la desen, dar asta este. Ok. Asta este circuitul. Avem aici plus 12 V, da? Să zicem că le legăm. Dacă legăm în serie, oricum nu putem să le legăm uh, decât la ieșirea de 12V la calculator mă refer aici avem 0 sau minus nu contează haideți să le facem și ledulețe că așa sunt în schemă că altfel sunt diode simple da? A, pentru curioși LED înseamnă light emitting diod diodă care emite lumină mai pe românește A, și avem nevoie să știm valoarea lui R, astfel încât LED-urile să meargă foarte bine la 12 V, fără să se ardă. Deci trebuie să limităm curentul cu o rezistență R. Când cumpărați led sau dacă le luați de la magazin sau după eBay, întotdeauna luați fișa tehnică și vedeți exact. Un LED poate să aibă, să mut eu foaia asta așa. Deci un LED se poate alimenta la 2,1V, la 22 25 chiar 3 și chiar 4V. A, era o regulă mai de mult cu alea galbene se alimentează la nu știu cât, alea roșii la nu știu cât. Nu mai este valabilă. A, poate decât pentru LED-urile alea colorate direct. Astea care sunt transparente și si pot avea orice culoare. Spre exemplu, ăsta este pink, da? Roz. Ok. Da? Ăsta merge la 3,4 V. Ok? Deci există mai multe tensiuni. Întotdeauna aflați tensiunea la LED-ul care l-ați cumpărat și si curentul. Ok? Asta este cel mai important. În momentul în care știți treaba asta, putem să aplicăm formula pentru determinarea lui R. Formula e simplă, e extrasă din legea lui Ohm și este după cum urmează. Volții sursei de alimentare, zicem volt S, minus căderea de tensiune, cădere tensiune, e greșit notat dacă să vă dați seama, căderea de tensiune de pe leduri. La serie avem Luăm primul, să zicem, de aici. Nu contează. Dacă știți, voltii e ok. 2,1 2,1 2,1 Păi ăștia întotdeauna în serie, volții se uh, adună. Da? Ok? Și uh, în general ledurile de forma asta da? da e bine să întrebați dar în general au uh, 20 mA sau 0,02 amperi, ok a, Să continuăm cu formula deci volții de la sursă cu căderea cu a, căderea de tensiune de pe led -uri. ok supra curent și avem aici 12 volti de la sursă minus căderea de tensiune care înseamnă 2,1 plus 2,1 plus 2,1 6,3 totul de împărțit la curent. Atenție, la serie, deci la circuit serie de leduri, curentul a, rămâne același, da? Deci avem 20 mA. Numai că noi trebuie să trecem noi trebuie să trecem aici în amperi. Deci ar fi 12 minus 6,3 căderea de tensiune uh, după uh, de tensiunea ledurilor și amperi ar fi 0,02 da? deci întotdeauna măsurăm uh, calculăm în amperi haideți să facem și un calcul repede că v-am spus că nu mă duce capul la matematică avem 12 s minus ce am apsat aici. A, totul de împărțit la 0.02 amperi. Deci ne-ar trebui o rezistență de 285 ohmi. Montată aici. 285 merge și 300 fără nicio problemă. Sau OHM, da? Ohmi. Ok? Bun. A, cât avem, doamne, 7 minute. Hai că pe următor încerc să le exprim mai repede, dar vreau să și înțelegeți ceva. Ăsta e circuitul a, serie. A, la 12 V în circuitul serie, că e 12 24, nu contează câți volți aveți acolo. A, curentul să fie DC, ok? Dacă nu o să trebuia să o diodă așa. V-am spus volții, deci tensiunea se adună la leduri, dar nu poate să depășească tensiunea a, sursei. Da? Ok? Bun. Haideți să vedem acum și la a, la conectarea ledurilor în paralel. Avem conectarea ledurilor în paralel, nu știu de ce a fugit scrisul de aici. Dăm același exemplu, circuitul, rezistența, iar trebuie să aflăm rezistența. Avem 3 ledulețe, dar în paralel de data asta. Închidem circuitul aici. Peste tot, de fapt, putem să îl închidem. Ok. Avem 0 aici, 12 V DC. Ok. Deserăm ledulețele. Pac, pac să ne încadrăm în timp. Singurul lucru de care nu e vorba de timp, că mă lasă youtube să pun și două ore filmulețe. Problema e să nu vă plictisesc. Una la mână, a doua să nu mi se oprească camera. A, bun. A, luăm același exemplu. 2,1V, 2,1V, 2,1V. Ok? A, cred că v-ați dat și voi voi seama care e treaba. A, voltii volții rămân aceiași. Da? Deci căderea de tensiune per total circuit este 2,1 v spre deosebire de serie unde trebuia să adunăm a, tensiunea care cădea pe fiecare LED. A, în schimb, cred că v-ați prins, cei 0,02 amperi și hai că vi exemplific aici 0,02 amperi 0,02 amperi și încă 1 0,2 amperi aceștia se adună și scriem iar formula rezistența adică asta este egală cu volții de la sursă minus căderea de tensiune volți ct, da? Căderea de tensiune supra curent. Adică telea avem aici 12 V, da? A, minus 2,1 și avem un curent de astea adunate trebuie să fie 0,06 amperi, OK, 0, 0,6 amperi. Haideți să calculăm iar. 2.1 totul de împărțit la 0.06 și avem o valoare a rezistenței de 165 de ohmi. Una gândesc și alta fac. Deci 165 de ohmi. Ai mai data aici să vadă bine. 165 ohmi. A, la ce mă gândeam? Așa, deci merge și 150, fără probleme. Deci fără, fără probleme merge o rezistență de 150 de ohmi, dar și una de 170. Deci nu vă speriați că nu e... Oricum, rezistențele uf, astea, China, a, au o toleranță foarte mare și de 10 și de 15% deci dacă ea e să zicem de 100 de om poate să aibă 110 sau 90 sau 85 deci nu vă las după chestia asta ideea e că protejați LED-ul <coughs> foarte important A, la conectarea în serie Vă explica mai devreme Că aveți numărul ledurilor limitate adunând tensiunea, aveți limitate de tensiunea de alimentare. Deci nu puteți să depășiți 12 V. La paralel sunteți limitați de curent. Dacă sursa asta are, să zicem, foarte mulți amperi, 10-20, da? 10-20 amperi, dacă sursa poate duce, teoretic puteți să puneți leduri de 20 mA, cum sunt astea, să zicem la infinit, nu există așa ceva, dar deci puteți să puneți în paralel câte vreți. De obicei la 12 V, eu vă recomand așa ceva, dacă vreți să puneți multe ledulețe. Și anume, avem 3 leduri în serie, una, 2 trei, cu o rezistență și după aia în paralel. Și atunci puteți să puneți foarte multe leduri la 12 V. Serii de 3, toate în paralel. Haideți să văd dacă pot să și desfac jucăria asta. A, să vedeți ce am făcut eu înainte. Dar o să o trag așa. Dar nu pot. A, și n-am cum să vă arăt. Că au și rezistență pe ele fiecare. Dați așa că dacă tot ne-am apucat să facem treaba până la capăt, nu? Nu vrea să se desfacă. Dacă nu vrea, nu vrea mușchiuleții. A, trebuie vrut să-l desfacem, gata, l-am păcălit. Deci ce vă spuneam? LED-uri 3 în serie, da? 3 în serie, paralel, cu încă 3 în serie și uite, și, și toate au rezistențe. A, nu nu dau seama acum ce rezistențe sunt, cred că de 100 de oameni sunt, că văd că, sau 110, cred că avem maro, negru, maro. Toleranță Auriu e toleranța Deci cam asta e Să înțelegeți voi a, În momentul în care Vreți să Puneți a, Multe ledulețe Întotdeauna trebuie să știți a, câți, câți Vați are rezistența a, Spre exemplu Aici dacă avem 2,1 de fapt vă dau direct formula cum să calculați de ce vataj trebuie să fie rezistența pentru că rezistența disipă o anumită cum spune o anumită căldură în momentul în care nu mai face față. Deci, exemplu, asta de 0,25 W nu ține decât 0,25 W. Dacă sunt mai multe LED-uri, deci consumul e mai mare, trebuie să puneți ori de 0,5 W, da? ori de 1 W, ori de 5 W, sunt și de 10 W. Nu recomand să pierde foarte mult pe ele, deja vorbim de LED-uri de 1 W, 3 W, 5, 10, 15 W, 30 de W, acolo vă trebuie driver, sunt alte calcule. Bun, și ca să determinăm, sper că ați înțeles până aici, să determinăm puterea disipată de rezistor, da? E un calcul foarte, foarte simplu. Deci zicem puterea P, da? Este egal cu pătratul curentului Ori rezistență. Da? Asta este formula formulei. Și avem pătratul curentului. Haideți să luăm cazul de aici. A, total 0,06. Ok. De ce faci mișto de mine, doamna cameră? Așa, la pătrat. Da? Demulțit cu rezistența care este 165. Bun, facem un calcul simplu, dar cu calculatorul. V-am explicat că nu mă duce capul la calcule, așa repede. Așa. A... Demulțit cu rezistența 165. Și avem un total de 0,594. Asta înseamnă 0 6 cam 0,6 W. Deci cam asta avem 0,6 W. Deci asta sper că am lămurit uh, problema. Întrebări? Hai că ai un filmuleț, doamne, 18 minute. Uh, întrebări nelămuriri? Dacă am greșit ceva, dați-mi peste nas. E posibil să fi greșit ceva, că eu mă grăbesc întotdeauna la calcule și nu stau să le analizez și mai scot cât o balivernă. Nu contează asta. Sper să fi înțeles ceva din, din filmuleț. Calculele sunt super simple. Unde nu știți, întrebați, aveți secțiunea de comentarii. Cei care sunt cu înjurături, aștept la fel pe, pe secțiunea de comentarii. Mulțam de viuri, ne vedem la filmulețul următor. Vreți vreun filmuleț legat de ceva și pot să vă ajut? Doar cereți. Știți cum e vorba aia? Cere și ți se va da. Ok, bye bye.